o nouă zi, o nouă oportunitate. Tocmai ce au ajuns băieții și noi am ajuns de 5 minute și mergem să vedem ce jucărie și-a luat Ștefan. Bună! Ce faci, bă? Mamă, ce jucărie faină! Nu sună să moară, bă, da, electrică. Vrei să vezi? Mai rău decât a mea? Se aude totuși. V-am văzut pe autostradă, dar nu înțelegeam ce faceți. Am știut eu, ascultător. Again. Până unde? Până aproape de București și înapoi. Când am văzut dreapta germână și mi-am dat seama, zic, bă, suntem cam departe. 20 de km București, zic, suntem departe, rău. Am intrat de două ori, parcă a fost frig, da. Prima intrare, n-am intrat la aia de la 9 și după aia n-am intrat frig. Adică te cam, îți cam scade temperatura corporală. Unde mergi? Mă duc ca tristul, mă plec. De ce, mă? Dacă voi nu mă vreți, poate mă vor aia de la magazin. Zi, mă, batem. Nu te auzi, trebuie să vorbești lângă microfon. Batem. Batem Ștefan, dacă tu vrei să batem, batem azi. Pe cine? Pe cine apucăm, Ștefan? A urmat apoi primul și singurul antrenament înainte de cursă. Din păcate era singurul pentru că la intrarea de dimineață din nou a fost prea rece pentru a intra, așa că trebuie să ne mulțumim cu singurul antrenament de 25 de minute în care am făcut doar câteva tururi. S-a întâmplat asta pentru că, așa cum am zis și în videoclipul anterior, am mai avut o singură gumă de spate. Asta înseamnă că puneam cauciucul pe spate pentru antrenament, dar era același cauciuc pe care trebuia să-l folosim și în cursă. De acum uram cauciucul în antrenament, nu mai aveam cauciuc în cursă și nu puteam să mă mai bat la victorie. Așa că am intrat pe circuit doar pentru câteva tururi, să mă obișnuiesc cu motocicleta, să nu trag tare, să văd un pic cum merg oamenii și să văd care sunt condițiile pentru cursă. După 3 tururi am mers deja 1.51 și mi-am dat seama că pot mai mult de atât și că nu are rost să chinui guma de spate încă de pe acum. Așa că după mai puțin de 10 minute m-am retras la boxe și am preferat să menajez cauciucul de spate. Adversarii mei erau mai puternici ca niciodată și știam că nu vreau să rămân fără aderență pe pneul de spate, mai ales spre sfârșitul cursei. Ideea e că avem guma aia, e gumă nouă și aș prefera să o menajez acum în warm-up și să văd doar așa un pic cum e aderența, cum e frânarea și să testez un pic. Și în cursă să am guma să pot să îi rup fâșul. Bine ai venit la a doua parte din daily vlog. A doua parte din daily vlog-ul cu el. Ai daily vlog-ul tău ăsta, tu acum să tragi cadre pentru vlog-ul tău pe camera lui Radu. Dar eu plec cu tău cu cameră, știi ce zic? Bine ați venit la a patra zi. Săptămâna asta la Braști. Gotița de sus, bă, uite. Dar nu asta, mă, că ai zis că e altceva. Dar cum ce scrie aici? Voi vă ce zăra, știu că nu-i un burlan. Se ia frumosul rubelița cu ciocanul și se bate așa, țaca, 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 țaca și se desface burlanul întreg. Era burlanul vechi jos și mama se uita prin curte și se gândea, care-i fraierul pe care îl pune o să-mi desfacă burlanul? Ștefan, Ștefan, da, doamnă! Da, Ștefan, țăra că răspundea la mișto cu da, doamnă, știi? Dar mama o lua de-a bună. Da, înseamnă că este atent și mă va ajuta. Ce faci, bro? Bine. A venit și pilotul nostru de astăzi. Cum a fost cu Ducatiu? Amuzant, drăguț. Amuzant, e mișto? Da, chiar ca un horn. Da? Da. Dar puternic. Doar că a început să-i patineze ambreiașul. După care mult așteptata cursă și probabil ultima cursă din campionatul MotoRC din acest an. Ne-am aliniat la start, oamenii din jur încercau să-mi ridice moralul, dar eram un pic stresat pentru că nu știam ce se va întâmpla la start. Nu mai plecase niciodată din spate și nu știam cum aș putea să filtrez traficul din față, dacă voi putea face asta sau dacă vor veni piloți din spate mai rapid decât mine și mă vor depăși în primul viraj. Cum crezi că o să fie? Nu o să te auzi oricum, dar o să fie bine. Cum crezi că o să fie? O să fie bine, mă. Facem să fie bine. Secunde de cum trebuie să dai glonț. Mi-a făcut un pic mai multe griji decât trebuia, pentru că la start a fost absolut minunat. Aveam 3 piloți în fața mea. Unul era foarte în stânga, care nu mă încurca cu nimic, unul un pic mai stânga mea și unul un pic mai în dreapta mea. Nu am văzut nimic altceva decât culoarul dintre ei. Am reușit să am cel mai bun start de până acum și până în primul viraj
nu a putut nimeni să mă prindă. Mi-am dat seama de asta de când am plecat, pentru că am văzut cum apropiam de piloții din fața mea și știam că motocicleta noastră e mai puternică. Așa că până în primul viraj am reușit să fiu primul. Am reușit să frânez târziu, să mențin poziția frontajă și să am o ieșire bună. Nici nu mă interesa ce se întâmplă în spatele meu. Nu voiam să mă uit, nu voiam să știu nimic, voiam doar să am un ritm cât mai bun și cât mai rapid de la început. Așa că pentru câteva viraje am avut trase defensive pentru că nu voiam să fiu prins în trafic și voiam doar să-mi văd de cursa mea. Simțeam cum adversarii mei stăteau lipiți de roata mea de spate și cum voiau să depășească la fiecare viraj. Dar am preferat să fiu un pic defensiv și să nu le permit asta, iar pe linia dreaptă să mă rup de ei. Făcut, iar până la prima intrare în linie dreaptă mi-am dat seama că am căpătat avans. Știam că pe linia dreaptă, dacă frânez târziu, pot să mai câștig un pic și asta am și făcut. Câteva viraje am văzut steagul roșu și m-am gândit că s-a întâmplat ceva urât. Exact în virajul în care am căzut și eu, un alt pilot a căzut și a pățit exact același lucru. Din păcate a fost daună totală și nu știu dacă s-a mai putut recupera ceva din ea pentru că a ars mai mult de 10 minute. Evident că eram puțin nervos, pentru că știam că am avut un start bun și știam că pot să mențin ritmul ăla pe toată durata cursei. Dar nu a fost nicio problemă. Oamenii au fost lângă mine să mă încurajeze și să mă pregătească pentru un nou start. Te bine am plecat. Mamă, și ce avans aveai. Eu am făcut pariu că să treci primul. Până acolo, de la tot entuziasmul ăla și toată adrenalina aia, mi-a crescut un pic mai mult tensiunea decât ar fi trebuit, deși nu băusem cafea, nu băusem energizant, nu băusem lucruri de genul care să-ți crească tensiunea și a început să-mi curgă sânge din nas, moment în care oamenii din jur s-au speriat. Dar totul s-a rezolvat în mai puțin de 5 minute. Cursa urma să reînceapă, dar cu un număr mai mic de tururi. Din păcate nu am înțeles ce s-a întâmplat atunci, pentru că noi cu toții, mai puțin cel care a căzut, am completat un tur întreg. Iar în mod normal, din câte știu eu, trebuia să plecăm de la start în poziția în care eram la sfârșitul primului tur. Așa că la reluarea cursei, teoretic trebuia să plec primul, nu din nou de pe poziția 5. Nu aveam ce face atunci pe moment, nu aveam de ales, trebuia să mergem și să plecăm de pe poziția 5. Doar că de data asta mi-am dat seama că pilotul din dreapta mea, de pe poziția 3, și-a dat seama de ce fac. Moment în care imediat după start a tras stânga pentru a nu mai permite să trec pe lângă el. Iar când am văzut că face asta, am preferat să închid pentru o fracțiune de secundă gazul, să mă trag în dreapta și să-mi văd în continuare de startul meu. El încerca oarecum să mă îngrămădească acolo și să nu-mi permite să trec printre ei din nou, dar am trecut prin partea dreaptă. Pilotul de pe poziția 1 a avut și el o plecare mult mai bună comparativ cu primul ăsta, așa că nu am reușit să-l prind până la intrarea în primul viraj și a trebuit să mă mulțumesc cu poziția a doua. Știam că nu vreau asta și știam că trebuie să țin aproape pentru a nu-l pierde din nou, dar nu a fost așa ușor, pentru că nu eram singurul care voia victorie. Pilotul care a plecat din poziția secundă de la start era lipit de roata mea și a așteptat doar un moment de atenție din partea mea să mă depășească, ceea ce s-a și întâmplat. Am
ajuns până la urmă pe poziția a treia. Îi vedeam pe băieții din față cum se duelează și speram că nu mai e nimeni din spate, iar dacă m-ar fi depășit cineva atunci aș fi avut și mai mult de furcă, mai ales că era o cursă scurtă. Cred că s-a scurtat de la 12 tururi la doar 9 tururi. Din nou nu puteam să mă mai bazez pe rezistența pe care aveam de-a lungul cursei și știam că trebuie să trag tare de la început. Așa că deși după 2 tururi piloții din fața mea aveau un avans de aproximativ 2 secunde, am început destul de rapid să recuperez. Pilotul cu Jigsaw-ul care a plecat din pole position a ajuns pe poziția a doua, iar cel de pe poziția a doua era primul. Ușor ușor am crescut ritmul. Am ajuns la 1:47 și mi-am dat seama că cei din fața mea încep să obosească. Fără prea multe ezitări am trecut la atac și știam că nu e timp de pierdut. Am stat la aspirație, iar pe sfârșitul liniei drepte pe frânare am reușit deja să trec de un pilot. Am ajuns în poziția a doua și mai era o singură poziție pe care trebuia să o câștig. Evident, intrându-mi în ritm, mi-am dat seama că nu trebuie să mă mai uit la punctele de frânare pe care le au adversarii mei și trebuie să-mi văd în continuare de cursa mea. Iar după câteva viraje mi-am dat seama că diferența dintre mine și pilotul din fața mea, de pe poziția 1, scade. Astfel, până la sfârșitul turului eram deja în spatele lui, iar pe frânare am făcut din nou aceeași mișcare, același block pass cu frânare violentă în care i-am luat interiorul pe primul viraj și nu i-am permis să revină. Iar de acolo am mai avut două tururi în care trebuia să trag tare. Am mers constant 1:47 și am încercat să rup plasa pilotului din spatele meu. Mi-am dat seama că dacă el se va uita la mine, va merge și el mai repede. Iar spre sfârșitul cursei vom avea o bătălie, ceea ce nu era neapărat urât, dar dacă puteam să evit asta, de ce nu? Plus de asta, imediat după Melk, pe acul de păr de stânga, am prins un pilot întârziat pe care mi-am dat seama că pot să-l folosesc ca avantaj. Pot să-l depășesc în așa fel încât pilotul din spatele meu să fie puțin încurcat de el și să piardă măcar jumătate de secundă sau poate chiar mai mult. Așa că mi-am făcut trasa într-un mod în care știam că pot să trec de el și speram ca adversarul meu din spate să nu fie atât de nebun încât să facă același lucru. Aparent de data asta mi-a ieșit, iar piloții întârziați au fost pentru mine un avantaj. Într-un final au mai rămas câteva tururi în care trebuia să mă concentrez, să trag tare și să merg la victorie. Eram deja campion pentru că pilotul care era pe poziția a doua în clasament nu participa la cursă. Știam că va fi mult mai mare satisfacție dacă voi câștiga campionatul cu o victorie. Plus de asta, pe lângă campionat, eu aveam și titlul pentru Rookie of the Year. Ultimele viraje au fost insuportabile. Aveam impresia că pilotul din spate e lipit de mine și că vrea să mă atace în orice moment. Și să luăm campionatul, să luăm Rookie of the Year, să avem 4 victorii din 5, dar să fiu sincer acum, bucuria asta nu ar fi fost la fel de mare dacă nu aș fi avut persoanele din jurul meu cu care să mă bucur. Oamenii din jur care m-au ajutat în tot acest timp, care au fost alături de mine, care m-au încurajat, care au fost la circuit, care mi-au dat mesaje drăguțe, care au lăsat comentarii drăguțe. Toate aceste lucruri m-au împins mereu de la spate și au dus la acest rezultat. Și pentru asta vă mulțumesc tuturor, mai ales vouă celor care ați fost acolo. Dar asta nu era tot, a fost un singur campionat și au mai rămas încă 2 curse care trebuia să dăm tot ce avem mai bun. Trebuia să ne bucurăm de moment, dar nu trebuia să ne lăsăm duși de val, pentru că urma campionatul național și este european. Dar până atunci vă las să vă bucurați de ceea ce s-a întâmplat după cursă și să vedeți atmosfera din spate. Bravo! Bravo! Nu se poate așa ceva! Bine, mă! Bine, bă! Ali! Bine, Ali! Da! Bravo, bă, băiatule, bă, ești fenomenal, ești fenomenal. Cine s-a mai uitat la ceas? Tu, da? 47, hai în camera. Bă, dacă ai trecut 2-1, nu e sănătos, frate. Ce? Nu e sănătos. Făcea Florin. Făcea Florin. Nu, interior, nu, interior, la luat. Acum a dat galben și după aia... Salut, bravo. Salut, mersi.
ați urmărit toate vlogurile. Acum sunt la 10-a ședință, îi vedea eu ce îi face. O să fie instructorul meu. Sper să ne vedem niciun pic. O dată măcar să vezi cum e. O dată. Anul ăsta momentan ușor așa. Trage tare. L-am luat și pe ăla. Bravo. Felicitări. Ai făcut o alegere minunată. Mamă, cum a fost băbiță. Bă! Bine, bă. Ține-i tu, Victor. Bă, când l-am văzut pe ăla că se duce, zic, frate, nu te cred că ăla, deci ăla chiar mergea. L-am apropiat, doi m-a depășit pe, l-a depășit pe buță pe galben. După aceea a scăzut de ritm. Da. Bă, dar după aia zic, ai încurcat aici, frumos, ai pus volan pe voi. Pe acu de păr? Mamă, știi că care l-am încurcat? E că? Știi că care l-am încurcat? Ai ieșit? Da? Da. Păi nu, că am făcut interior, mi-am luat trasa, m-am dus exact în V, cum mă duc, da? Cum să mă atace. Asta era pe exterior și am schimbat repede direcția și nu plec mai mult. Nu știu câte secunde avea. La câte secunde a terminat, că am vrut să dau wheelie-ul ăla, dar zic, nu risc. Plecai foarte bine. Eram în ultimul viraj, am ieșit așa și zic, dacă nu e pe asta, ești cel mai mare proști, zic, hai, 3, gaz! Și după aia zic, eram așa, zic, nu, nu accelerează mult mai tare ca asta. Și eram așa, zic, bă, m-am ghemuit în ultimul, la ultima trecere eram așa. Bravo, felicitări! Bă, te-ai ținut bine, bravo! Doare poate mai țin mai mult! Da! Să sperăm că nu! Bă, și știi ce înseamnă asta, nu? E și campionatul și rookie of the year. Felicitări, dementule! Bă! Bă, nu! Bă, și mai... e dement sau nu e dement? Este, n-are nici o țiglă pe casă. Ce mai fain, ești cel mai decăcat cursă. Chiar a fost decăcat? Da. Da. Decăcat. Asta ne, păi puteam 46. Da. Mai mult. Îmi ieși aici din acul de păr. Doamne, doamne. Preferatul lui Bani. Bravo. Cum? Nu știu, 3 de la prima etapă, mi se înseamnă să iei podium. La 3-ul? Da. L-ai depășit pe șcăbuța? Pe buță, în intrare la mine, da, pe am dat pe subiect. Ultimul tur? Ultimul tur? La intrare, ultima, am intrat pe subiect cu 20 minute, n-am mai vede pe el cât e. Ceru scuze că am intrat cam tare pe interior, dar voiam de la prima etapă. Au fost da. Bine. Se vede pe podium. Sigur. A 8-a zi de dual bloc. Weekendul ăsta la circuit a durat o săptămână. Hadi, bă. Hadi, bă. Nu mai Hadi, gata, am ajuns. Hadi, dacă Hadi, Hadi. Hadi. Și locul întâi, din nou pe prima dreapta podiumului, Radu. Aplauze pentru podiumul la Rusi Zomie, Radu, Alex Cagina și Bogdan Radu. Hai că te așteptăm la stoc 1000, Radule! Încercăm! Te așteptăm! La anul! Bă, dar nu se vede! Auzi, doar eu am dreptul să beau din. Dar nu se vede! Eu sunt singurul, știi cum e, eu sunt singurul care am dreptul să beau din cupă, știi de ce? Că tu poți să bei acasă, eu beau aici. Cum, bă, cum? Cum fix cea mai importantă cupă? Tu ai fost cameraman pe ziua de azi, cum a fost? Da, bă, blan, asta da cursă. Da, mai tare ca ai făcut carul? Frate, de fiecare dată pleci după pol, toată cursa loc 1, nu înțelegi nimic. Acum apai, nu știu ce înseamnă un loc 3, un loc 2, parte pășit. Dar nu e drăguț, nu e interesant. Și mă oftim că fix cupa mai asta. Mai adrenalina mai blană. Se vede? Uite aici, n-a titlu, n-a poftim titlu. Da mă, lasă să modificăm noi și scriem ce vrei tu. Bă, serios, mersi mult că ați venit. 600.000 de follower. Chiar mi se pare că a fost... Se face, imediat, ușor. Imediat. Serios, chiar mersi că ați venit. Bă, mai serios, a contat. Adică contează foarte mult și v-am zis, dacă nu mă văd pe gard, eu nu câștig. Și cum am văzut pe tot, gata mă, dă-i. Și că ai fetiț, atragem. S-a urcat mexicanul, dar de fiecare dată când ai trecut, am scos mâinile prin gard. Bă, s-a văzut și a fost interesant. Cred că a fost mai drăguță cursa decât aia cu pilotul bulgar. Mie nu pot să zic că mi-a plăcut un mod special mai mult, că m-am bătut mai mult. Ai fost mai palpitant de văzut de pe margine, să știi. Mamă, și când am văzut că l-am depășit pe tipul ăla de pe 2, zic, nu, te cred că e așa ușor. Bine, n-a fost ușor, dar eram acolo pe frânare, motorul făcea așa de spate. Și zic că acum dacă ieșim, poate ieșim amândoi. Dar nu ieșim amândoi, zic, hai că frâneze. Cum a fost Ștefan de la Brașov? Bă, fain, s-a obosit. Ți-a plăcut? Da. Mai mult decât cu pilotul bulgar de la Național? Da, a fost vibe-ul ăla, știi că am fost prima oară aici. Dar acum știam mare cum despre ce-i treaba. Și mi-a stat un pic inima când am văzut că tot ești pe 2, pe 3, pe dele, știi? Știi cum când zic? Am văzut, când, da, știi cum zic, gen, știi cum zic? Văzut că deja urci. Deci a contat foarte mult, vorbesc foarte serios faptul că a fost aici.
Gen, acum ești un gran drăguț. Plec și eu fericit acasă. Pleci la Brașov? Da. Păi și în seara asta nu bem? Apă? Mâine seara bem. Și mâine? Mâine, că mâine și tu odihnit, sunt și eu odihnit și bem la două, să te pregătești că chiar bem mâine seara. Ce o să fiu odihnit, chiar dacă vin rupt în gură de pe drum. Da, o să bezi. Dar o să bem. Mamă, dă-te, da, ai vizieră clară. Beți mă singur, mă. Hai mă la București, serios. Bă, bezi mă singur. Hai mă, serios. Ce vorbești, mă, că nu ești pe să fiu la Brașov? Păi mâine e luni. Păi da. Plus, mâine bine. Trebuie să pot să scot pistalul. Așa, și mâine seară vii cu Radu la București, facem o băută cu toții. Hai mă, vii pasager la Radu. Nu mai vii. Îți vând eu un bilet de trei. Ce vieste. Voi a fost extraordinar. Serios? Mie mi-a plăcut cel mai mult curs asta dintre toate. S-a văzut că poți să lupți și plecând de pe o altă linie, nu doar din pol. Și asta e tot ce contează. Asta am zis tuturor. Zic, bă, pentru mine n-a fost cea mai amuzantă cursă. A avut de toate, dar n-a fost amuzantă. Păi nu a fost, nu trebuie să fie o cursă amuzantă. Da. Pentru noi e amuzantă, noi am râs, ne-am distrat, am fost ok. Trebuia să pună o cameră acolo pe margine. Radu chiar și-a dorit asta, a zis, bă, să nu mai fie plicticoasă ca celelalte. Ce a zis Radu? O să fie o cursă plictisitoare. Nu a fost, nu a fost, dar, băi, fost cursa care contează și a fost interesantă. Chiar a fost cea mai frumoasă. Știi că ți-am zis că am un feeling bun legat de cursa asta? Cea mai frumoasă cursă. Și știi că i-am zis că eu nu? Adică știi că ziceau aia că tu știi doar să mergi tare. Ai demonstrat că nu știi să mergi doar tare și știi să mergi și cu... Am avut un instructor aici de când și-a luat, de când și-a luat tot. Nu m-am distrat eu foarte mult în cursa asta, dar a fost... Bă, la cât de mult i-am avut, s-a distrat nimeni. Am luat și campionatul ăsta. Și campionat și Rookie of the Year. Și pe avem naționale. Panorama mică.